meditația este una dintre cele mai vechi practici cunoscute și utilizate de către oameni pentru a menține o stare generală de bine. Sunt dovezi care datează de mai bine de 2000 de ani în care găsim referințe la ea. Printre primii care au folosit această metodă au fost budiștii. Meditația ajută la reducerea nivelului de cortizol din organism, hormonul stresului, contribuind astfel și la gestionarea anxietății. Practicarea meditației, persoanele experimentează o stare de relaxare profundă și de eliberare a tensiunilor fizice și mentale acumulate. Această practică ajută la dezvoltarea și îmbunătățirea capacității de concentrare și a atenției, ceea ce poate spori performanța în activitățile zilnice și la locul de muncă. Prin practicarea meditației înainte de culcare se pot reduce problemele de insomnie și se poate obține un somn mai odihnitor și profund. De asemenea, ne ajută la reglarea și gestionarea emoțiilor, contribuind la echilibrarea și stabilizarea lor. Prin meditație, oamenii pot dezvolta o abilitate mai mare de a face față situațiilor dificile și de a se adapta schimbărilor și provocărilor vieții. Ea poate spori empatia și compasiunea față de sine și față de ceilalți, contribuind la relații mai pozitive și mai armonioase. Cu ajutorul meditației putem reduce tensiunea arterială, inflamațiile și vedem un impact pozitiv asupra sănătății sistemului respirator. Și nu în ultimul rând, se spune că meditația ar putea oferi alinare și ajutor în gestionarea durerilor cronice, cum ar fi migrenele, durerile de spate și alte afecțiuni dureroase.